A dat creațiile de modă pe șorțul de gătit. Rita Mureșan a intrat în bucătărie și ne-a pregătit o super rețetă. Ne dezvăluie și cum și-a descoperit marea pasiune, dar și pentru cine gătește cel mai des. No. Rita Mureșan este o împătimită a bucatelor alese, iar anul nou chinezesc este un alt prilej bun să intre în bucătărie. Pentru că intrăm în noul an chinezesc, m-am gândit să vă gătesc niște aripioare chinezești. Sunt preferatele fiicei mele, Gloria, și sunt ceva ani de când fac rețeta asta. Sunt fiecare an, fac în concept meniu, în așa fel încât să fie foarte diversificat, de la carne, pește, legume, fructe de mare, mâncăruri vegetariene. Și acum, dacă nu mă mint prietenii mei, eu zic că mă pricep foarte bine la gătit. Aici avem ghimbir, da, măcinat. Aici avem, astea le-am făcut eu, sunt ardei tailandezi măcinați. Da. Ele vor fi niște aripioare dulci picante. Pasiunea pentru gătit nu o are de ieri de azi, ci încă din copilărie. Iar cea care i-a fost exemplu a fost chiar mama sa. Mama mea a fost, n-a fost bucătăreasă, a fost șefă de restaurant. Dar mama mea, fiind și unguroaică, gătea foarte bine. Unul din planurile mele de viitor, cu ajutorul lui Dumnezeu și sănătoasă să fiu, este să-mi deschid un restaurant, într-adevăr. La mine, dacă trec 2 săptămâni și nu am gătit, prietenii sună și da, ai făcut vreo cină și nu mai chemați pe mine. Tocmai de aceea am și de aceea și organizez aceste cine caritabile, pentru că cu ocazia asta ei oricum vin la mine la masă, dar cu ocazia asta ei fac și o faptă bună. Da. Deși se împarte între România și America, are mulți prieteni care abia așteaptă să guste din rețetele ei delicioase. Și dacă nu ați văzut încă ce bunătăți ies din mâinile Ritei Mureșan, eu zic să fiți atenți la imaginile următoare. De obicei, astea le lăsăm 2 ore la frigider, ca să se omogenizeze condimentele, să fie carnea să prindă gustul de la condiment. Din gustul condimentelor, da. Dar noi acum nu avem timp, așa considerăm că le-am așteptat 2 ore, le-am așteptat, și le aruncăm direct în tigaie. Și acum mergem la tigaie, da. În mod normal, scurgem uleiul din wok. Noi o să transferăm acum aripioarele într-o altă tigaie, dar în mod normal la casă, când le facem, scurgem uleiul și lăsăm aripioarele fără ulei în tigaie. Îmi face mare plăcere să gătesc, este una din pasiunile mele. Nu sunt greu de făcut, condimentele nu sunt multe și aceste condimente, odată cumpărate, le puteți folosi și la alte rețete. Vă doresc poftă bună și un an nou chinezesc fericit!